Bună, bine te-am găsit! Iată că suntem în a doua săptămână a lunii septembrie. Asta care se termină astăzi a fost destul de plină. Da, sunt ferm convinsă că mulți dintre voi ați avut o revenire, să spunem așa, din concediu, din vacanță, nu una foarte liniștită. Uitam așa pe atmosfera generală a săptămânii ce urmează și să știți că e una care ne pregătește de o tranziție, aș putea spune. Unele aspecte sunt menite să ne ajute să găsim, să zicem așa, un punct de echilibru. Pentru că veți vedea, unele evenimentele astrologice sunt din acestea care arată un exces de zel, iar altele ne aduc un plus de stabilitate, să zicem. Dar, să începem, Mercur intră mâine în Fecioară, ții minte, a fost și retrograd în acest semn, da? Acum, iată, el ne va ajuta să privim viitorul apropiat cu, să zicem, mai mult pragmatism. Mercur în Fecioară, știm bine, e precum un profesor de matematică, știți, de fiecare dată vă spun, are cele trei întrebări, cât va, cât scoci, în cât timp, sau mai are, iată, niște expresii, gândesc, socotesc și apoi vorbesc sau scriu. Cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, până la finalul lunii septembrie, când acesta va intra în balanță, ne ajută să fim, să zicem, mai simpliști în gândire, mai modești. Pe de o parte o să pară că suntem mai neîncrezători, dar de fapt e perioada cea mai bună în care să stăm să calculăm și să nu ne aruncăm. Da, nu mai suntem în mijlocul verii, să cheltuim banii aiurea, să mergem la distracție. Acum trebuie să ne dăm seama că trebuie să refacem strategia financiară până la final de an, avem de pus murături la propriu sau la figurat, de făcut curățenie în casă, de reparat un alta, trimitem copiii la școală, au nevoie de bani. Deci resursele capătă, iată, acum alte căi în care să se duc, alte direcții. Da? Iar Mercur în Fecioară ne ajută, din punctul meu de vedere, să ne mai luăm din entuziasmul, din, cum aș putea eu să spun, știți, în timpul verii, fie că plecăm în concediu, fie că nu plecăm în concediu, căldura, da, și anul ăsta a fost o căldură serioasă, lucrurile sunt așa puțin în capul nostru. Cu toții venim să ne distrăm, să ne bucurăm de viață, nu suntem foarte atenți la, să zicem, latura practică a vieții. E acum, acest tranzit al lui Mercur în Fecioară ne va obliga, ne va așeza și ne zice, gata, de acum încolo trebuie să fii foarte calculat, da, foarte tipicar, foarte minuțios și foarte atent la detalii. Bun. Pe 12 septembrie, Mercur, intrat iată recent în Fecioară, face un sextil cu Marte. Aici e o zi bună pentru cei care susțin examene, au prezentări, îi învață pe alții sau care vor să învețe. De asemenea, un sextil între, iată, Mercur într-un semn de pământ și Marte într-un semn de apă, ne ajută să ne comunicăm emoțiile într-un mod ușor de înțeles de către ceilalți. Și e nevoie de acest aspect pe 12 septembrie pentru că în aceea zi avem un careu între Soare și Jupiter. Orice careu între Soare și Jupiter, orice aspect între Soare și Jupiter, mă iertați, fie el pozitiv, fie el negativ, în astrologie, în teorie, este privit, să zicem, într-o notă pozitivă, într-o notă optimistă. Doar că atunci când e careu, fie, adică totuși e un careu, vine un exces de zel. O exagerare, o tendință de a călca reguli, de a face lucruri imorale, de a nu ține cont, să zicem, de partea legală, de partea de justiție. Da? Iar aici, dintr-un exces de zel, dintr-un entuziasm, să zicem așa pe ultima sută de metri, da? Avem tendința de a mai greși, de a da pe din afară și de a uita și de ceilalți din jurul nostru. Pentru unii, un careu Soare-Jupiter îi ajută, că poate ei nu sunt deloc încrezători, nu au deloc optimism și e ca și cum ar bea un pahar de vin și anumite filtre se duc, da? Dar pentru alții care oricum au aceste tendințe, careul Soare-Jupiter nu e folositor, ci din contră s-ar putea să-i provoace, să-și dea cu stângul în dreptul, să facă destul de multe greșeli și pe urmă tot ei să zică, da, cu ce am greșit, dar n-am făcut nimic, da, ți se pare și așa mai departe, să se victimizeze. Știți cum e? Ca atunci când persoana care face greșeala reușește să se transforme în victimă, adică tot ceilalți sunt de vină, în niciun caz ea, să zicem așa. Bun. Pe 15 septembrie avem iarăși un aspect care mie îmi place foarte mult. Teoretic sună foarte bine, avem un trigon între Venus și Jupiter. Iată, Venus în balanță și Jupiter în Gemeni, fiind, iată, un trigon pe semne de aer. E mai degrabă așa de o
o iubire pentru tot ce înseamnă intelectual, o iubire pentru tot ce înseamnă studiu, pentru tot ce înseamnă socializare și da, un aspect cum e acesta e foarte bun pentru zona romantică, dar, tocmai că vă spuneam fiind pe semnul de aer, nu e de stat și de giugiulit tot timpul în casă, e de ieșit cu partenerul la un concert, la un spectacol, cu prietenii, la o masă, să faceți o vizită, să mergeți într-o călătorie și un aspect bun și pe parte financiară pentru că primiți idei de cum să faceți investiții, de ce să studiați în plus ca să vă aducă bani. Deci, vedeți, avem aspecte, da, care ne și fac să exagerăm, dar avem aspecte care ne și ajută să ne potolim. Ne pregătim toată săptămâna de un careu între Marte și nodurile lunare. Dacă mai țineți minte, anul trecut în octombrie, tot Marte a fost implicat, din păcate, în Marte cu nodurile lunare, da? În conflictul care a apărut. Întotdeauna când Marte face un aspect cu nodurile lunare, nu e o perioadă, cel puțin la nivel mondial, liniștită. E multă agitație, e multă tensiune. Fiecare încearcă să-și calculeze vorbele sau acțiunile, dar nu prea iese, pentru că Marte în rac și e furios, e frustrat, el vrea să păstreze aparențe, ține foarte mult la liniște, dar înăuntrul său fierbe. Da? Așa că rămâne de văzut ce se va întâmpla, iată, la nivel mondial. Plus că gândiți-vă, cum vă spun de ceva timp, avem un an destul de important, alegeri, alianțe, cu Marte în rac, suntem super patrioți, dar doar la suprafață ca să atragem voturi sau să atragem public, da, să atragem aliați, da, adepți, vă invit să nu vă lăsați păcăliți. Pentru că Marte în rac are darul de a găsi trigărele voastre cele mai active. Da? Cu Marte în rac, iată, până pe 4 noiembrie, ne vor fi atinse cele mai sensibile puncte pe care nu știm să le gestionăm, să le controlăm și s-ar putea să dăm pe din afară, să exagerăm. Dacă, iată, toată viața am stat liniștiți, cu apropierea lui Marte de careu cu nodurile, s-ar putea ca aceia cei mai sfinți, care merg la biserică și pun rugăciunile, cei mai liniștiți, cei mai modești, cei mai la locul lor, exact aceia să facă o nefăcută. Și da, din păcate, cu Marte în rac, în careu cu nodurile, trebuie să avem foarte mare grijă și la violența, indiferent de cum este ea manifestată, de orice abuz. Ochii mari, urechile ciulite. Bun, hai să mergem acum la fiecare dintre noi. Îți recomand să te uiți și la zodie și la ascendent, să mă apezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta și să-ți reamintești că aici avem un horoscop teoretic și general. Bun, să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Trebuie să recunoaștem, intrarea lui Marte în casa a patra, ție nu prea spriește. Și o să observi în perioada următoare că îți ții gura, stai liniștit și strângi în tine. Și cu Marte se va apropia de careurile cu nodurile lunare, la tine este și nodul nord în vizită, o să ai momente în care efectiv vrei să izbucnești. Și doar că nu izbucnești la fața locului, ci te duci acasă, te enervezi, ruminezi, te înfurii, te superi pe cei dragi, te răzbun pe ei, deși ei nu au nicio vină, mai strici ceva prin casă, neatent, da? Deci trebuie să găsești totuși o soluție prin care să nu-i pedepsești pe cei nevinovați, da? Sau să nu întorci furia, să zicem, din carieră, din sfera profesională, să o duci acasă. În momentul în care ajungi acasă, șterge-te pe preș, cum se zice, și intră în casă un om nou, da? Asta unul la mână. Doi la mână, gândește-te că intrarea lui Mercur în casa a șasea te ajută să stai cu tine, cum am eu aici agenda, să-ți iei un pic și să-ți pui pe hârtie planurile și să-ți faci foarte multe calcule. Chiar dacă, știi cum e, Marte în rac vrea să se grăbească, dar nu poate, că e într-un semn de apă, da? Și tu mai degrabă, săptămâna aceasta, e mai bună pentru planuri, pentru scris pe hârtie, pentru calcule. Cu acțiunea mai stai, nu este încă momentul, da? Și ți-ar prii săptămâna aceasta să-ți faci curățenie în acte, în documente, în sertare, în chestiunile administrative, în treburile gospodărești, să știi ce faci pentru toamnă, ce faci pentru iarnă, cum este bugetul. De asemenea, cu Mercur în casa 6, trebuie să ai foarte mare grijă la discuțiile cu colegii, da? Să nu fii nici prea critic, dar nici prea dulce, da? Trebuie să găsești un echilibru. Deci ai nevoie să fii cât mai harnic, cât mai vrednic și cât mai calculat zilele ce urmează. Mergem acum, iată, la Taur sau cei cu ascendentul în Taur.
Venus, guvernatoarea ta, iată, se apropie de un trigon cu Jupiter și spriește, mai ales pe plan financiar. De ce? Venus, să ne aducem aminte, Jupiter în casa a doua, Venus este în casa a șasea. Dacă mergi la un loc de muncă, să zicem un interviu pentru un nou loc de muncă, încearcă să ceri mai mult ca să ai de unde să scazi. După care, să zicem că ai o renegociere, de asemenea, fii foarte încrezător, doar că în momentul în care te duci să ceri, nu te duci doar să ceri, ci mai degrabă să arăți cât reprezinți tu, ce valoare ai tu. În momentul în care te duci și vorbești cu șeful, cu superiorul, tu îi zici, am adus proiectele acestea, am adus acești clienți și consider că aș merita o mărire și nu doar cere, trebuie să împachetezi. Pentru că atunci când Jupiter este în casa a doua, trebuie să înveți să te lauzi, trebuie să înveți să te apreciezi, să-ți dai seama care ți este valoarea și să negociezi pentru ea, să nu te lași, da? Cu siguranță oamenii te vor privi altfel, da? Vor avea altă încredere în tine și se vor gândi pe viitor unde să te pună și ce șanse să îți ofere. Pentru că relațiile cu colegii se pot îmbunătăți. Reamintim și de faptul că Mercur a intrat în casa a cincea. Dacă au fost situații mai neplăcute legate de copii, să știi că se pot rezolva. Mergem acum, iată, la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Mercur își schimbă mâine semnul, se duce în casa a patra, unde a mai fost și a fost și retrograd. E momentul să porți niște discuții cu familia, nu mai sunt atât de agresive, nu mai sunt pe o tonalitate din aceasta tendențioasă, reușești să te înțelegi cu ei și un pic de modestie nu stric. Adică dacă vrei să obții ceva de la ei, fizic, spiritual, material, cum vrei tu să-i spui, concret sau nu, așa, e bine să te duci liniștit, fără un ton acuzator, fără să-i critici, fără să fii exigent, să te duci așa cu capul plecat. Eu nu sunt marea fan a expresiei capul plecat e prim, cum e, domnule, sabia nu taie, capul plecat e primul tăiat, dar acum, săptămâna aceasta, ție spriește să nu faci acuzații până nu ai dovezi și să nu-ți scoți frustrările prima dată. Scoate-le după ce persoanele respective ți-au confirmat anumite bănuieli. Cu Mercur în casa a patra, îți recomand să ai foarte mare grijă și la tot ce este prin casă. Nu ar strica, poate o curățenie de toamnă, poate să iei anumite piese de mobilier să le rearanjezi, poate alegi să cumperi, iată, noi accesorii pentru casă, poate pentru grădină te gândești la anumite schimbări. Pe urmă, trigonul dintre Jupiter și Venus se spriește foarte mult. Dacă e singur, s-ar putea să-ți aducă așa, să zicem, mai multe oportunități din partea lui Cupidon. Chiar dacă ești într-o relație, weekendul viitor îți recomand să faci ceva pentru relație. Da? Nu lăsa să treacă timpul și să zici, da, mâncăm, facem curățenie, mergem la cumpărături, ducem copiii la bunici și așa și mai... Nu, nu, nu. Weekendul viitor e nevoie de ceva. Acolo, o chestie cât mai mică. Mergem acum la rac sau cei cu ascendentul în rac. Dragii mei, ne apropiem de o eclipsă de lună. Una nu foarte plăcută din punctul meu de vedere, pentru că Luna va fi în conjuncție cu Neptun. Dar să nu uităm că Marte este în semnul vostru și că va face careurile, iată, cu nodurile lunare. Zilele ce urmează nu sunt neapărat cele mai plăcute. Sunt cele care vă pun pe jar. Sunt cele care anunță, să zicem, un eveniment, o întâmplare. Da? Ce nu trebuie să faci tu este să forțezi. Să știi că urmează ceva și să încerci tu să lupți, să forțezi, să ai exces de zel. Nu te ajută la absolut nimic. Vezi ce se întâmplă în jurul tău. Nu te contamina. S-ar putea să ai senzația, nu senzația, tendința unde e un conflict, hopa, țopa și tu. Unde se ceartă cineva și tu să fii acolo, să iei partea cuiva. Nu. Tu zilele ce urmează, nu trebuie să iei partea nimănui. Nu găsi scuze nimănui. Stai cât mai obiectiv, cât mai detașat, cât mai departe de orice situație tensionată, chiar și din familie. Dacă partenerul se enervează, copiii se enervează, părinții, nu le ține isonul, cum se zice. Tu stai în banca ta, liniștit, redirecționează, să zicem așa, toată tensiunea interioară, impulsivitatea, da, forța asta, furia pe care, toate astea pe care le ai, redirecționează-le într-un domeniu de unde ai ceva de câștigat, poate la serviciu, dacă te duci așa cu furie, da? Furia aia o investești într-un proiect în care să fie câștigător. Poate ai un examen, poate ai ceva de demonstrat, da? Deci nu face ravagii acasă, ci du-te și, cum să zic, alchimizează furia, transformă în ceva ce ție spriește de minune. Acest trigon între Venus și Jupiter
Să știi că te poate ajuta dacă ierți și dacă mai lași de la tine, mai ales aici la sfârșitul săptămânii. Mergem acum, iată, la leu sau cei cu ascendentul în leu. Banii. Banii bată-i vina să-i bată. Și de ce spun acest lucru? Soarele, guvernatorul tău, în casa a doua, în care eu cu Jupiter. Știi cum e săptămâna aceasta? Ți-ai jurat să zicem de la începutul anului că tu nu cumperi aia, nu cumperi aia, nu dai banii pe aia. Ba, ai și râs de anumite persoane și ai zis, eu uite pe ce au dat banii oamenii. O să dai și tu banii pe același lucru. Sau te grăbești. Ai văzut o bluză, îți place și zici, o cumpăr. Dar dacă mai stai 5 minute și o mai cauți, o găsești mai ieftin. Pe urmă o să te superi, că de ce n-ai văzut-o, învinovățire, rușine și așa mai departe. Deci partea financiară trebuie văzută cu mai multă responsabilitate și trebuie calculată. Că, de exemplu, poate ți iei salariu zilele următoare. Nu te arunca, nu te arunca. Încearcă să-i pui foarte bine pe căprării și încearcă să ai în vedere că s-ar putea să mai apară și alte cheltuieli neprevăzute. Deci nu te arunca la răsfăți până nu-ți plătești datoriile, facturile, tot ce știi tu că trebuie plătit lună de lună. Și cu generozitatea. Trebuie să ai mare grijă. Pentru că dacă o folosești doar să demonstrezi ceva, îți dăunează enorm. Dacă vrei tu, săptămâna viitoare, să-i cumperi ceva unei persoane, să arăți câți bani ai tu, ce bine ești tu, nu face asta. Dacă ți se cere un împrumut, dacă ți se cere un ajutor, implică-te, dar atenție, cu limită. Dacă ți se cer 1.000 de lei, să zicem așa, nu dau 1.000. Dă și tu 100, 200 și de restul să se descurce, să zicem așa. Bun. Asta unul la mână, doi la mână. Trigonul dintre Venus și Jupiter, de la finalul săptămânii, mie îmi place foarte mult pentru tine. Bun. În ce sens? În sensul în care s-ar putea să apară în viața ta anumite persoane, prieteni, cunoștințe sau chiar prin prietenii tăi să cunoști anumite persoane care să-ți aducă o altă perspectivă. Pentru că știm, semnul leului e unul fix, e unul foarte încăpățânat, foarte rigid. Da? Chiar dacă nu vrei tu să, nimeni nu vrea să considere chestia asta, așa se întâmplă. E, dar acest trigon îți deschide un alt orizont, te face să vezi altfel viața, altfel lumea. Da? Deci profită la sfârșitul săptămânii de orice eveniment care ți apare, de orice întâlnire, de orice vizită. Ba chiar ți-aș recomanda să nu stai foarte mult prin casă. Mergem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Mercur intră în semnul tău. Teoretic, asta vine cu multe idei, cu un intelectual crescut, cu un mod de a rezolva problemele eficient față de ceilalți. Da? Adică tu ești omul potrivit, la locul potrivit, în momentul potrivit. Mai ales că Mercur a fost retrograd, posibil că a adus anumite încurcături, acum găsești soluții la acestea. Și totuși, Mercur, când intră într-un semn, persoana respectivă are tendința de a rumina exagerat, da? De a gândi la apa din acest pahar prea mult. În loc să o bei, în loc să vezi ce gust are, dacă îți place, dacă nu-ți place, îți faci tu 1.000 de scenarii în capul tău că, Doamne, cum o fi apa asta? Păi apa asta se va încălzi dacă nu o bei, la un dat poate se pune și praf acolo, da? Adică, eu înțeleg ca idei și e foarte bine, dar nu sta de dimineață până seara să te îngrijorezi, să fii foarte ipohondru, foarte fricos, foarte nesigur, că nu te ajută la nimic. Gândurile alea nu-ți aduc nimic productiv, nimic concret. Bun. Pe urmă, trebuie să știi că soarele, da, face careul cu Jupiter, soarele din semnul tău. Nu degeaba ți-am spus mai devreme de. Și acest aspect aduce un exces de zel, dar un exces de zel e, cum să spun, e persoana aia care se mișcă într-o cameră de colo până colo, te agită și pe tine și nu face nimic, nu înțelegi nimic ce vrea. Cam așa ești tu, ești așa un titirez, da? Și te arunci unde nu e cazul. Unde nu e cazul. Trigonul dintre Venus și Jupiter de la finalul săptămânii te poate ajuta într-o negociere la locul de muncă sau dacă vrei să obții ceva, nu neapărat un salariu mai mare, dar poate ai un proiect și ai nevoie de anumite resurse să te ocupi de acel proiect. Bun, mergem acum la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. În primul rând, trebuie să ne reamintim faptul că Marte în casa 10-a și că va face în curând careu cu nodul sud din semnul tău. Să zicem așa, din punct de vedere teoretic, șanse ca la locul de muncă să fie dispute, conflicte, disensiuni, neînțelegeri, contradicții, că așa se întâmplă. Ei bine, unele te ajută. Nu ți-aș recomanda nici să fii super liniștit, dar nici foarte agresiv. Ți-aș recomanda să vezi unde merge și unde nu merge. Unde merge, implică-te. Unde nu merge, retrage-te. Relația cu părinții,
persoanele mai autoritare va fi mai complicată, da? Pentru că tu dintr-o dată vrei să fii ascultat, vrei să ți se dea dreptate, vrei să fii urmat, iar omii respectiv la fel consideră că ei au dreptate și trebuie să vă înțelegeți undeva. După care, Venus din semnul tău, propria guvernatoare, va face un trigon cu Jupiter la sfârșitul săptămânii. Asta e un aspect care mie îmi place foarte mult. E bun pentru educație, pentru principii, e bun pentru a vedea viața. Și cum e casa noua, unii astrologi o consideră o casa norocului, o casa șanselor, o casa mai ales din alte zone ale astrologiei. Și cred și eu că atunci când vorbim de casa noua, vorbim de un soi de încredere, nu știu cum să-i spun, superioară. Da? Tu zilele ce urmează, trebuie să devii mai oportunist. Trebuie să ai grijă cu ce persoane umbli. Cumva ai nevoie să umbli cu niște persoane, să zicem, superioare, de la care să înveți sau să primești anumite foloase. Trebuie să zicem, te uiți la anumite seriale, să călătorești în anumite locuri. Adică imaginează-ți cum vrei tu să fii în viitorul apropiat. Să zicem că nu ai ce visezi, dar încearcă să forțezi să obții respectivele situații, să te îmbraci într-un fel, să mergi la anumite evenimente, să călătorești în anumite locuri, să vorbești cu anumite persoane, da? Deci un pic trebuie să fii cu nasul pe sus săptămâna ce urmează, mai ales la finalul săptămânii. Mergem acum la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Nici tu nu știi ce vrei. E adevărat, Marte în casa noua îți dă o direcție, îți dă așa un vector pe care trebuie să-l urmărești. Dar pentru că va face careul cu nodurile lunare, nu știi încotro să apuci. Efectiv, simți că trag și unii și alții de tine. Ba mai mult, s-ar putea să ai senzația că tu poți și vrei mai mult, dar nu te lasă, nu ai cariera pe care ți-o dorești și nu ai nici familia pe care ți-ai dorit-o. Cumva vei găsi factori exteriori, să zicem, care sunt de vină. Dar nu e adevărat. În momentul în care vei ajunge în punctul în care consideri, nu m-am născut la locul, știi melodia, guess who? Nu m-am născut în locul potrivit. Așa vei avea tu senzația săptămâna. Nu face asta. Nu te lăsa în această spirală pentru că îți vei dăuna enorm. Și de ce tot insist? Pentru că trebuie să ne readucem aminte un lucru, dragii mei. Mercur intră în casa 11-a. Da? Te face mai critic, mai exigent, da? Dar tot din casa 11-a, Soarele face careu cu Jupiter. Din casa 8-a, te-am zăpăcit. Las, cunoscătorii știu, restul învățați acum. Ei bine, astăzi vrei ceva, mâine vrei altceva. După care vine careul lui Marte cu nodurile lunare și iarăși te enervezi. Ba pe unii, ba pe alții. Păi eu nu am salariul pe care mi-l doresc pentru că nu sunt la compania care trebuie. Sau nu-mi dau ăștia salariul, după care te enervezi și pe familie. Aș avea și eu mai multă liniște dacă părinții mei m-ar ajuta. Nu, tu trebuie să revii la tine și să te întrebi. Bun. Ce pot eu să fac să fie mai bine? Schimb locul de muncă, le spun alor mei că am nevoie de ajutor, adică puterea e la tine. Puterea e la tine în teren, nu e la alții. Cu cât te victimizezi, cu atât pierzi timp foarte prețios și timpul trece. Mergem la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Mercur intră în casa 10-a, unde a fost retrograd. Ai șansa să lămurești anumite situații cu șefii sau colegii. Ai șansa să-ți dai seama mai bine ce atitudine să abordezi la locul de muncă și ai șansa să fii mult mai, când intri într-o încăpere, să ai o atitudine, să impui respect, așa, și să ai un discurs foarte profesionist. Bun. Asta unul la mână. Doi la mână. Tot Soarele din casa 10 a face un careu cu Jupiter, din guvernatorul tău, Jupiter care se află în casa 7. Partenerului nu-i convine nimic. Iar tu va trebui să iei decizii și pentru el, și pentru tine, și pentru familie, și pentru toată lumea. Iar procesul decizional este unul foarte epuizant. În momentul în care trebuie să iei decizii nu doar pentru tine, ci și pentru toată lumea din jurul tău, la un moment dat ești copleșit și nu știi ce să mai faci, cum să mai faci. Recomandare, să pună mâna și ceilalți să ia decizii, nu să faci tu pentru ei tot ce evită ei. Pentru că altfel nu mai știi încotro să o iei. Mergem acum, iată, la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Vă rog să aveți foarte mare grijă la drumuri. Chiar dacă Mercur intră în casa noua și este un tranzit bun, Soarele tot din casa noua face careul cu Jupiter.
Trebuie să orice călătorie, chiar dacă voi vă chinuiți, o planificați cât mai bine și vă asigurați, întotdeauna poate să mai apară ceva. Ne reamintim că Pluto s-a întors retrograd în semnul vostru. Ama, nu toți veți suferi din cauza acestui tranzit, mai degrabă cei care aveți planete sau sunteți născuți în ultimele zile ale zodiei. Dar totuși, Pluto retrograd vine așa cu un... Pentru unii vine cu o tristețe, pentru unii vine cu resemnare, pentru unii vine cu un foc din acesta interior de a o lua de la capăt. Să ne imaginăm că în ultimul timp ați pierdut pe cineva, ați pierdut un loc de muncă, a trebuit să o luați de la zero. Pluto retrograd vă ajută să nu mai stați să vă gândiți la tot ce vi s-a întâmplat și efectiv să treceți la treabă, fără să vă dați seama. Pluto are legătură cu procesele psihologice la care nu avem acces. Da? Deci v-ați plâns și dintr-o dată vă găsiți angrenați în tot felul de proiecte, de situații și mai bine așa. Dacă e să vă oferă recomandare pentru săptămâna viitoare, gândit mai puțin. Acționat și știți cum e să ajungeți seara acasă după serviciu? Epuizați. Să nu mai stați să vă gândiți la toate prostiile, la toate scenariile, să vă supărați. Nu. Multe, multe acțiuni. Marte. În casa a șaptea, va face careuri cu nodurile lunare. Partenerul trece și el prin niște evenimente, cum să le zicem, heirupiste. Astăzi e liniștit, mâine e supărat, mâine pățește ceva la serviciu, răspui mâine totul ok. Și cumva trebuie să fiți și alături de el. Voi împreună vă veți găsi, să zicem așa, o bază, un echilibru. Nu singur. Și cu celălalt, dacă vreți, în familie, va fi o liniște. Și v-am spus, acțiune, nu stat și gândit. Mergem acum la vărsător sau cei cu ascendentul în vărsător. Casa 8-a, iată, acolo regăsim soarele și regăsim și Mercur începând de mâine. Soarele va face un careu cu Jupiter din casa 5-a. Pot apărea cheltuieli, datorii de care ați uitat, probleme cu instituțiile financiare, dar cred eu că se vor și rezolva unele dintre ele. Pe urmă, de ce vreau să vorbesc? Mai vreau să vorbesc despre două lucruri importante. Despre Marte din casa 6, s-ar putea să apară certuri cu unii colegi, neînțelegeri sau cu șefii, că poate șefii au făcut promisiuni și acum nu se mai țin de ele. Și cumva trebuie să găsiți soluții, cu furie și cu nervi, ce-i drept. Cu Marte în casa 6, nu ignorați problemele de sănătate. Dacă știți că aveți o programare la un doctor, o consultație, nu ziceți, lasă-mă, duceți-vă, pentru că Marte va retrograda la un moment dat aici și dacă nu vă duceți, lucrurile se pot agrava. Sau pe urmă s-ar putea să nu mai aveți resursele de acum, nici dispoziție și nici timp. Și mai am ceva să vă precizez, la finalul săptămânii avem un trigon minunat între Jupiter din casa 5-a și Venus din casa 9-a. Aici chiar vă rog să uitați de toate problemele și să vă bucurați de viață, indiferent de ce înseamnă asta. Pentru fiecare dintre voi poate să fie altceva. Mergem la pești sau cei cu ascendentul în pești. Iată, Mercur intră mâine în casa 7, unde a fost și retrograd. Vă veți înțelege altfel cu oamenii din jurul vostru, fie cu partenerul, fie cu, iată, oamenii cu care lucrați, prieteni. Mercur ajută, dar să nu folosiți un ton critic. Și nu, adică... Puneți întrebări, trebuie să fiți cât mai curios legat de ceilalți. Ai zis că facem așa, dar de ce facem așa? Dar cu ce pot eu să ajut? Cu ce pot să mă implic? Cu ce mi-a ofert tu mie? Trebuie să puneți multe, multe, multe întrebări. Nu vă faceți scenarii. Și voi săptămâna ce urmează s-ar putea să aveți o tendință să vă faceți scenarii. Nu vă faceți scenarii. Da? Marte în casa 5-a, chiar dacă face care eu cu nodul, e foarte bun pentru romantism, afecțiune, pasiune și creativitate. Știți, când oamenii de la serviciu sunt foarte, cum să vă dau așa un exemplu, colegii sunt așa, resemnați, plictiseală, veniți voi cu o melodie, cu o idee, hai să facem un prânz special. Creativitatea asta trebuie pusă în anumite forme, nu trebuie lăsată să zacă în voi. Și să nu uităm, dragii mei, Saturn e în continuare retrograd în semnul vostru, totul e cu o anumită limită și totul e până la un anumit nivel. Nu vă supărați că nu e mai mult, da, cum ați fi visat, e cât trebuie, cum trebuie și când trebuie. Să vă priască recomandările mele și să ne vedem cu bine zilele ce urmează. Aici, Radio DeceNews.ro. Un radio care se citește. Radio DeceNews.ro.